Bun găsit, potrivit procurorilor, la sfârșit de august și începutul lui septembrie, cele două asistente medicale din cadrul centrului de vaccinare amenajat la sanatoriul balnear din Mangalia, dar și ceilalți inculpați ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în eliberarea de certificate de vaccinare anticovid falsificate. Prețul unui astfel de document era între 250 și 400 de euro. Ulterior, la acest grup ar fi aderat mai multe persoane. Acestea ar fi racolat doritori interesați de obținerea unui certificat de vaccinare. La rândul lor, persoanele percepeau un comision cuprins între 100 și 250 de euro în funcție de starea materială a clienților. La perchezițiile făcute ieri în cele două instituții publice din Mangalia, dar și la cele 50 de locuințe din județele Suceava, Ceava și Constanța, au fost ridicate printre altele 192.000 de lei și 80.000 de euro. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. Astăzi, dosarul penal urmează să fie înaintat tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.